Bine v-am regăsit! Astăzi, rețeaua de idol s-a mutat puțin. Nu putem rezista mult în locul în care suntem, pentru simplu motiv că orice se vede, sper, în galantarul din spatele meu, înseamnă calorii în plus. Doamna Dorina Lazăr este invitata de la rețeaua de idol de astăzi, o doamnă cu care am vorbit în repetate rânduri la telefon, cu o voluptate nu vă pot descrie. Ați păstra vocea și nu trădați în niciun fel către canii. Da, păcălesc, e adevărat. Păcăliți perfect. Și una din discuțiile noastre a fost când erați în bucătărie și vă făceați o cafea dimineața. Și v-am întrebat, ne primiți la dumneavoastră în bucătărie? Și mi-ați spus nu. De ce? Am citit că vă place să gătiți. Și mi-ați răspuns la fel de simplu, pentru că ar părea că aveți destin de bucătăreasă. Cred că orice se poate spune despre Dorina Lazăr, dar nu că are destin de altceva decât de actor, de actriță. Dar vă place în bucătărie? Foarte mult. În familia mea, a găti e o tradiție. Străbunica mea a fost șefă la un mare restaurant la Hunedoara. Bunica mea a făcut tot felul de servicii dintre astea, la anunți, botezuri, mormântări, etc. Mama mea gătea admirabil, soacra mea gătea minunat și am învățat o grămadă de lucruri de la ea. Mie îmi place să gătesc. Fiica mea, care habar n-avea să-și facă o omletă, face acum numai rețete de pe internet coborâte, iar nepoata mea, care are 17 ani, gătește. Așa că vedeți. N-am găsit drumul spre bucătărie, dar la cofetărie tot am ajuns. Lumea o să ne spună ce căutați cu doamna Dorina Lazăr aici la Capșa. De ce nu filmați la 20 de metri mai în stânga, acolo unde parte din viața ei s-a întâmplat? Sunteți actriță a Teatrului Odeon încă din 1969. 69. Da. Deci e viața. Sunt cea mai veche, e o parte din viața. Cea mai veche mobilă de acolo, din teatru. Da, v-am mai auzit spunând asta, dar nu-s de acord place, cu dumneavoastră. Îmi place chestia asta. Momentul să oprim totuși, să o luăm de la capăt și să facă introducerea clasică pe care o merită o emisiune de genul acesta. Doamnelor și domnilor, suntem la rețeaua de idol. Invitata noastră este directoarea Teatrului Odeon. Suntem la Capșa, pe Calea Victoriei. La Capșa, cu introducerea oficială și cu o doamnă care îi râd ochii, pur și simplu. Ochii ăștia parcă vor să spună mai mult decât scumpa verbul. Mea, atât mi-a mai rămas. A rămas bine, ce să zic. Mă bucur că ați ales aici locul acesta, pentru că pentru mine e plin de amintiri. Capșa pentru mine e plin de amintiri. Eu am venit în București în 1957. La admitere la facultate. La admitere la facultate. Veneam de la Hunedoara. Nu aveam încă 17 ani. Nu mai mersesem niciodată cu tramvaiul și am cumpărat bilet de tramvai, era taxatoare pe vremea aceea la tramvai, l-am luat și l-am aruncat la gunoi, pentru că pentru mine, ardeleancă inocentă, singurul fapt că eu am cumpărat, eu aveam justificare și față de mine și față de un eventual control. Și evident că a venit controlul și m-a dat jos din tramvai. Aici la Capșa, în locul acela unde acum sunt prăjiturile, da. Era o masă generoasă cu bomboane sticloase. Erau bomboane... Dropsuri. Dropsuri de toate culorile, de toate culorile. Se vindeau la 100 de grame, la kilogram, mă rog. Erau bomboanele fondante, care erau cu un veliș de zahăr topit, tandru, și înăuntru cu tot felul de nuci, de alune pisate. Aici erau niște mese dreptunghiulare și erau foarte mulți scriitori, cronicari de teatru, profesori universitari care veneau. Se fuma pe vremea aceea aici. Și te uitai la ei, masa, vinul, mâncarea. Ok, era un pretext. Ce discuții minunate se purtau aici. Era o plăcere să vezi și să asculți. Având în vedere că totuși de atâta vreme sunteți angajată a Teatrului Odeon, care e aici, la câțiva pași distanță, mă gândesc că poate mai greșeați din când în când și la prânză... Știi că nu am intrat de 20 de ani? De 20 de ani eu n-am mai intrat în Capșa. Teatrul ăsta Odeon, pentru cine...
poate n-a fost în București, nu toată lumea ajunge pe Calea Victoriei, nu toată lumea și-a bilet la teatru. E teatru a cărui acoperiș se dă la o parte și poți să vezi cerul. Da, 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 da. Spuneți-mi cum a fost pentru dumneavoastră când ați intrat prima dată în el. Prima dată când am intrat în acest teatru, eram studentă și ne-au îngăduit să prezentăm ceva spectacol pe scena teatrului. Și pe vremea aceea, scena era mai a Cătării decât acum. Adică avea scenă rotativă, avea șine de-a dreapta și de-a stânga și puteai să pui platformă pe șinele acelea și atunci puteai să faci trei decoruri și unul se ducea încolo, unul venea încoace, schimbările se făceau în 3 secunde. Asta a fost odată. După aceea, s-a construit Teatrul Național cel nou și Teatrul Național cel vechi, ăsta, Sala Comedia, eu am emigrat acolo și noi ne-am ținut, Paul Ioachim, Dumnezeu să-l odihnească, un coleg de-al nostru, actor și scriitor și animator de teatru, și cu ceilalți actori ne-am ținut de doamna Deleanu, care era directoare atunci, să facă ceva și să avem și noi o sală în centru. Știi, noi am trăit toată viața și eu mai am, cred că și în clipa de față, agățat undeva pe aici, faptul că jucăm în Giulești. Nu era ca la Paris, știi, joci la banlieue și ai acolo... Nu, era, nu eram la înălțimea celor deci, din centru. Deci teatrul nu trebuia să fie la periferie, trebuia să fie aici, în miezul lucrurilor. Aveam orice, da. Deși era cea mai bine... utilată tehnic scenă din București și înclepate față e la fel. Și cu o sală generoasă. Bun, și doamna Deleanu, fie țărâna ușoară, s-a străduit și ne-a adus pe tavă această sală. Dar cum ați venit la teatru? De acolo, de la Hunedoara, Bucureștiu părea cam departe. Cine v-a trimis? Profesorul de istorie. De istorie. Vreau să vin să mă dau la filologie. Aveam o profesoară de română foarte bună, doamna Cheșa, Adriana Cheșa. Toate vreau să facem filologia. Și am și acum cărțile cu care am venit de pregătire. Și la serbarea de sfârșit de an s-a făcut... Mi-au dat să spun o poezie în jurul unui divorț al lui Topârceanu. Și pensei, dacă ai fi spus-o bine, că după aceea toți profesorii au venit și au zis, dar tu de ce nu te duci la teatru? Deci, nici nu m-am gândit să dau la teatru. E o istorie lungă. Mama mea, când eu aveam 5 ani, a plecat de acasă, s-a făcut actriță. Tata a zis că mă dezmoștenește dacă eu îndrăznesc să cochetez cu teatru. Numai că eu am fost foarte speriată de chestia asta, până am realizat că noi... N-aveam nimic, nicio avere. N-aveam cu de ce să mă dezmoștenească. E o istorie ca un scenariu de film. V-am citit un interviu al dumneavoastră în care povesteați... Adică începea frumos. Mama a plecat și s-a făcut actriță. Numai că mama a plecat de tot. A plecat în altă viață și a lăsat copilul cu tatăl. Ei, și când eu am venit la București să dau la filologie, mama era actriță la Teatrul Bulandra. Da, ați ținut legătura cu ea? Da, după o vreme, da. Câțiva ani nu mi s-a dat voie, dar după aceea, da. Din fericire am avut o bunică extraordinară. Tatăl nu s-a mai recăsătorit? N-ați avut o mamă? Da, am avut vreo 2 mame vitrege. Bun, și am venit la București să dau la filologie și stătea, mama fiind la Bulandra, a văzut acolo la institut că se dă un fel de admitere la cursurile de pregătire. Și m-a întrebat, tu nu vrei să dai la cursurile de pregătire? Care se făceau când? În vara? Înainte de examen, cu vreo 2-3 săptămâni. Și am dat, tot cu în jurul unui divorț am intrat, am nimerit la doamna Sanda Manu, care mi-a schimbat imediat repertoriul, pentru că eu eram o fată grasă, cu părul scurt, cu pielea albă. O să încep să vă contrazic cu niște argumente. Spuneți mai departe. Și... foarte, în aparent, ingenuă eram, era genul ingenuă. Și dintr-o dată îmi puneam mâinile în șol și ziceam, Mișu Ștepopescu vrea să divorțeze. Și astea, lucrurile astea se băteau cap în cap. Deci mi-a schimbat repertoriul, am intrat la institut,
Am nimerit la clasa lui Finteșteanu. Am avut mare noroc. Au fost 4 ani, cei mai fericiți ani din viața mea. Pot să o spun. Atât de tare v-a plăcut. Da. Ascultă, Charlotte! Nu e faptă de omenie să alergi după avutul alteia. Și nu e treaba cinstită să te burzuliești, fiindcă stă de vorbă cu mine. Dar pe mine m-a văzut întâi. Ha! Am văzut întâi pe tine, dar după tine m-a văzut pe mine. Și mi-a promis că mă ia de nevastă. Am avut sau nu am avut dreptate? Cu voia dumitale, mie mi-a promis că mă ia de nevastă. Am avut o catedră minunată. Meșterul Finteșteanu, doamna Sandamanu și Biban și Demrădulescu. Și au fost minunați, minunați. Am învățat de la ei atâta rigoare, atâta respect pentru actul teatral, pentru partener, pentru tot ce înseamnă text, regizor, tehnician. Am găsit această poză și aș vrea să vă uitați puțin la ea. Sunteți în ea, așa-i? Da, da. Da, acolo, iartă-mă, aveam 42, 45 de ani. Păi nu era nimic din fata grăsuță despre care îmi spuneți că a venit la admitere. Poza asta mai e, fi slăbit, fata grăsuță. E în culise la Odeon. O vedeai? Te întorceai după ea? Nu. Nu, eram camaradă cu toată lumea. Nu. E ciudat. Nu mi-a făcut curte nimeni. Tocmai mi-ați spus că la o masă acolo în colț ați fost la un moment dat invitată la un... Shalom bon fam, ca să zic așa. O să, toată viața mea o să țiu minte masa aceea cu Shalom la bon fam, eram studentă. Citați meniul. Și vai, zic, cum o fie asta Shalom la bon fam. Și mi-a fost rău toată noaptea. Ei, și după aceea revenim la cei 4 ani de institut. Meșterul Finteșteanu era un tip foarte riguros. Foarte riguros. N-am suit niciodată, venea la cursuri. Totdeauna în veston, cu cravată, se așeza pe scaun și făcea așa. Ca să nu-și tocească coatele la veston. Ne ducea o dată pe an, când terminam anul, la Berlin și ne plătea o masă și nu avea intimități cu niciunii dintre noi și chiar uneori n-avea simțul umorului. Țin minte că era un 1 aprilie și la noi în clasă mesele unde stăteam noi erau ca niște catedre acoperite, știi, pe dreapta și pe stânga și în față. Și am vrut să-i facem o surpriză meșterului și ne-am ascuns cu toții sub catedrele astea. Și a intrat meșterul cu Sandamanu după el, a deschis, când s-a uitat, nu era niciun student. Doamnă, n-a avut simțul umorului, s-a supărat atât de tare că a trântit ușa și a plecat. S-a alergând după el, n-a vrut să mai vină. Dar ceva meserie, cred că ați învățat. Ți-era rușine. Te pregăteai. Cred că nici n-aveam alte opțiuni. Din copilărie tot timpul am auzit, măi, învață, omul fără carte n-are niciun căpătâi. Învață, că pentru tine înveți. Încercați să vă desenați un mic portret pentru cineva, și e foarte posibil să existe, care n-a auzit niciodată de dumneavoastră. Sunt un om care vede totdeauna partea plină a paharului și cred că asta m-a salvat în viață. Sunt foarte muncitoare. La teatru totdeauna le spun să știți că eu nu vă cer să faceți nimic din ceea ce eu n-aș putea să fac în clipa de față. Dar dacă eu pot să fac, și voi puteți să faceți. Dacă e să iau în seamă o observație a bărbatului meu care mi-a zis într-o zi, mă, ți-e-ți place să te cerți? Cred că sunt ușor cață. Să nu umble cu codoși cu anele, cu arozuico! Că-i păcat de Dumnezeu! Eu sunt fată cinstită! Că e un nasture dacă găsesc viu și aduc cu animali! Taci, hai! Ții cu ea! De ea să ai parte! Mâna să-i să usuce cui s-a atins de un cap de ață din casa asta, că a dat dracului de casă, că nu mai zbierete și dragi au toată ziua! Eu plec! Mine să-mi dăți banii mei! Să-mi facă socoteala de la birou și să nu vă bucurați la munca mea cum faceți cu robii de pe moșiile voastre, că i-a dat dracului de casă cu fraile cu tot! Aveți slăbiciuni? O, da.
în clipa în care mă cert sau sunt într-un conflict, l-aș omorâ. Mi se pare că e fără ieșire, că e fără rezolvare. Dar după o noapte sau după câteva ceasuri îmi dau seama că sau mai nu port ranchiună, dar nu uit. Scorpion, pare rău. Născută pe 7 noiembrie. Nu pun mare preț pe bunuri. Când a murit mama mea, pentru mine a fost o mare învățătură. Mama mea a fost o femeie extrem de vrednică și muncitoare, de două ori mai muncitoare decât această mine. Această mamă despre care povestim că v-a lăsat la 5 ani ca da. Să se facă actriță. Da. Și pe care ați regăsit-o când ați venit în București, da, cu adevărat. Da. Și când s-a prăpădit, stătea într-o garsonieră dublă și avea două aragaze, două mașini de cusut, două mașini de tricotat, așternuturi peste așternuturi. Scumpa mea, într-o lună de zile, eu a trebuit să eliberez tot acolo, pentru că Icralul a venit și a luat garsoniera. Am dat colo, 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 praful s-a ales de tot. Și am realizat că e o prostie să agonisești. Eu sunt mai bogată cu amintirile mele decât cu mobilele mele. Mobilele mele în casă au fost desenate de bărbatul meu și făcute de un tâmplar pe care l-am luat de la teatru. Și sunt făcute din șipci, din așa, foarte utile. Am două, trei fotolii, două lăzi de zestre de la soacră mea, care sunt foarte frumoase. Dar în rest, am luat din casă niște perne, când am avut odată un examen la institut, eu stând la Cogălnicianu aici, lângă institut, și am dus de acasă niște perne, care evident nu s-au mai întors acasă. Până a murit, mama mi-a reproșat că am dus pernele de acasă și nu le-a mai adus. E foarte straniu că v-ați întors cumva la o epocă în care mama a devenit extrem de apropiată de dumneavoastră. Am stat împreună aici la București, dacă am venit, am stat cu ea și am locuit cu ea. Și tata a murit în mâinile mele, ca să zic așa. Și tata v-a iertat pentru... Da. Știi când m-a iertat tata și când a acceptat că sunt actriță? Tata era brigadier silvic. Era regățean de aici, din Ialomița, și a fost proiectat la Hunedoara, în pădurile alea de acolo. Se ducea pe sate, știi? Dădea bonuri. Când a ieșit la pensie, nu putea să stea acasă și s-a angajat ceva cooperativă. Se ducea, plătea viței. Și când pe sate, oamenii i-au spus... Începusem să apar la televizor și oamenii îi spuneau: domn brigadir, am văzut-o pe domnișoara la televizor. Și atunci a început, știi, să conteze. Zică, da. Na, poate că... V-am citit câteva titluri din arhiva televiziunii române și ne-am oprit la Lumini și Umbre, care a fost un serial care aduna toată simpatia publică pe care putea televiziunea și producția de cinema pentru televiziune să o aducă atunci. Da, da, e adevărat, a fost un... S-a și reluat cu la fel de mare succes. Da, și un demers al lui Tudor Vornicu și al lui Titus Popovici, care făcea scenariu, Andrei Blaier a fost Constantinescu, regizorul de film. Mi-aduc aminte cu mare plăcere de filmările de atunci. Eram nevasta lui Gigi Dinică. Și s-a întâmplat ca peste ani, peste 30 de ani, să fiu nevasta lui Gigi Dinică în filmul lui Blaier, Crucea de Piatră. Voi de ce nu vă căsătoriți? Știți, soarta fostului meu bărbat încă nu-i lămurită. El a fost numai dat dispărut la Stalingrad. Dar putem să ne interesăm la regiment sau chiar mai departe. Vă mulțumesc. Știți, pentru mine nu contează, dar dânsul ține foarte mult la asta și... Bine. Te conduc. La revedere, Florica. La revedere. Am avut noroc. Ați jucat la Lucian Pintilie, ați jucat la toți mari regizori români. Da, vai, Lucian Pintilie era de o...
încăpățânare, trăgea câte 38 de duble. Și băgați de seamă că pe vremea aceea se folosea peliculă, nu se făcea pe chestiile astea moderne. Era super perfecționist, super perfecționist. Cum ați jucat în Gaițele? Cine v-a distribuit? Stai puțin, cu Gaițele e, e o surpriză, pentru că eu în Gaițele joc rolul servitoare. La vremea aceea, eu aveam 20 și ceva de ani. Erați foarte tânără, da. Da. Și rolurile mari, eu mă țin minte pe Olga Tudorache, restul nu mai știu cine mai era. Peste ani mi-a venit rândul să joc la Dabija și pe scena Odeonului mama, na, Duduleanca. Titanic Vals? În Titanic Vals, aici trebuie să fiu recunoscătoare lui Dinu Cernescu, pentru că m-a invitat și m-a invitat la spectacol într-o distribuție atât de frumoasă, atât de generoasă. Eu n-am avut parte să joc cu Bibanu, decât la radio. Și faptul că am jucat cu el, îți dădea o responsabilitate. El a dorit toată viața să joace dramă. Toată viața a tânjit să joace dramă. Și n-a jucat decât comedie. Și aici îl vedeai cât e de sensibil, cât e de delicat. Mare, să joci, să fii între Tamara Buciuceanu și Demră Dulescu, pentru mine a fost ca un balsam, o mare onoare. Mă mir că nu s-au tăvărit pe jos de râs. De ce să se tăvălească? Că le-am vorbit sincer, cinstit, omenește. Pentru că ai fost ridicol! Pentru că ai făcut ceea ce niciodată niciun candidat n-a făcut în lumea asta. Să le spui adevărul? Să le ceară să nu-l voteze? Fii pe pace, nici nu o să te voteze nimeni! Trebuie să spunem că ați terminat facultatea într-o generație absolut excepțională. Da, da, minunată. Ați fost colegă cu Gheorghe Dinică. Am fost colegă cu Dinică, cu Marin Moraru, cu Ștefan Tapalagă, cu Ioana Măgură, da. Cu Lucian Albanezu de la Craiova, nu știu, nu mai îmi vine acum în minte. Erați prieteni? Da, da. Eram prieteni, vezi, și deși în Cornel Dumitraș, George Voicu, ăștia eram în clasă, dar cu celălalt se încingeau prieteniile, ca să zic așa, și prin niște obligațiuni uteciste sau utemiste. În timpul vacanțelor ne duceam la niște tabere de muncă patriotică. Și acolo noi trăiam două săptămâni ca frații, ca surorile. Ce jucați acum? Acum joc Natură moartă cu nepot obez, Soldatul Jveic, joc am un rol. Am reluat Titanic Vals, Fugarii, făcut de Dabija după Cehov, și joc în travesti. Joc un bătrân. Și vă place? Tatălui Pavel Bartos. Îmi place foarte tare că mă joc și așa bine. Mai aveți vă ruptarea de a juca? Adică sunteți totuși un om care conduceți un teatru, da? Unul din cele mai importante teatre din București, ca să nu spun din România. Aveți oameni care vă bat la ușă, care propun lucruri, care vă cer, care încearcă să vă spună ce bine arătați astăzi. Presupun că sunt și din ăștia. Da. Și tu mai vrei așa, doamna directoare de teatru, o persoană care a trecut prin multe și aș spune că a trecut aproape prin toate, să te duci să asculți de un regizor? Să stai la repetiții? Măi, că de asculți nu-i nimic, dar te lași și umilit. Sunteți ascultătoare? Sunteți genul de actor care improvizează sau unul care respectă tot ce îi se spune? Așa, așa. Juma. Dar sunt un actor, în general sunt un actor ascultător, până când văd până unde merge regizorul, că după aia încep să am și eu idei. Să când nebunesc, nu pot să vă spun. E, asta e acum, acum să nu ne spui. Cum poți să ne spui nouă? Nu pot să vă spun, am jurat să păstrez secretul. Care secret? Ce? Mă cere să vă spun, imposibil. Suntem săraci. Asta e. Vai, pușche pe limbă. Suntem săraci!
de tache a făcut testament! L-a găsit hotorogul de prorobiu niște hârțoage vechi! A fost adineori să-mi spună! Și cui a lăsat întreaga avere? Cui? Primului nepot care se va naște după moartea lui! Adică copilului Gene! Acum o lună de zile am făcut niște filmări cu Radu Jude și a ținut să facem repetiții. Și am văzut că partenerii mei știu textul. Și uneori era un text așa de îmbârligat, cum mă întrebam cum Dumnezeu, Ilinca Manolache joacă rolul principal, cum a învățat fata asta textul. O repetiție, două, la a treia, doamnă dumneavoastră, nu învățați textul? Păi zic, eu nu pot să-l învăț așa, tocindu-l acasă. Păi zice, acolo, Platon, aveți cum? Și-a mai adăugat el două zile sau trei zile de filmare, unde eu nu aveam de spus nimic. Pentru corigenta Dorina Lazar. Pentru corigenta Dorina Lazar. Și în zilele alea i-am văzut pe Vasluianu, pe Pavlu. Toată lumea știa textul. Măi, frate, și plecam la Timișoara să jucăm acolo spectacol și mi-a luat textul cu mine și pe drum spre Timișoara și pe drum de la Timișoara încoace am stat și mi-am învățat textul. Și ați trecut clasa. Și am trecut clasa. A, deci genul ăsta de actor ați fost, da? Care venea sa repetiție nepregătită. Nu, nu e adevărat. De ce vorbește așa? Nu. Și nu, vă bazați pe faptul este... că trebuie să iasă totul spectacolul și că lasă-mă, că știi, eu sunt talentată. Nu e adevărat. Niciodată n-a fost asta. Niciodată n-am spus că sunt talentată. Totdeauna am avut complexe și dacă... Ați avut complexe? Da, am și acum și în clipa asta. Dacă apuci să zici despre tine că ești talentat, e o partidă pierdută. De ce te faci fără îndoieli? Hai să reformulăm. Mă întreb atunci, care a fost momentul în care ați știut că o să fiți totuși cineva? Că dincolo... Nici acum nu știu dacă sunt cineva. Și nu fac bancuri. Nu fac bancuri. Dar ce înseamnă să fii cineva în ziua asta? În care oricum trebuie să accepți că dacă tu te-ai prăpădit, apare unul care face mai bine decât tine rolul pe care îl făceai în spectacol. Măi, eu cred că dacă aș fi așa cineva... m-ar fi tratat cu mai mult respect funcționarii din primărie și mi-ar fi dat și mie un buget mai mare la teatru. Pentru că anul ăsta am avut cel mai mic buget din tot București. Aveți o sală mică. Și ambiții mari. Da, prea mari poate. Atâta timp când nu te îndoiești de tine, dacă ești sigur și intri pe cai mare, uitați-vă la mine, eu sunt... Vlai cu vodă, ai pierdut. Aveți în trupă câteva celebrități, da? Ați vorbit puțin mai devreme de Andy Vasluianu, pe care îl știe toată lumea din filme. Îl aveți pe Pavel Bartoș, care știu de toată lumea, pentru că apare la televizor, apare și dispare din show-uri foarte, foarte vizionate. Sunt ei altfel când vin la teatru? Vreau să cred că da. Cel puțin față de mine nu joacă starul. Nu, e bine, am o relație bună cu ei și eu sunt foarte mândră de ei. Vreau să spun că sunt oameni testați. Cum? Vorbesc foarte serios. Nu, că asta e de ținut minte. Cum? Niciodată n-a fost nimeni angajat până nu a jucat în mai multe spectacole și nu a venit la mai multe turnee. A fost luat cu bucata, cu rolul. Da? Nu știu, cineva l-a invitat pe Papadopol să joace, sau Damija l-a ales pe Papadopol să joace într-un spectacol. Și s-a făcut contract pentru spectacolul acela. După aceea a mai făcut un rol și s-a făcut contract și pentru rolul ăla. Da. Și cam în al doilea an și jumătate, așa, mi-aduc abia aminte, atunci. Eram într-o grădină în drum spre Moldova și ne-am oprit să mâncăm, eram în turneu și cântau păsărelele, era soare și i-a zis, papi, tu ai vrea să intri în trupa noastră a teatrului. Nu-i venea să creadă. Da. Și de atunci e la noi. Și așa s-a întâmplat cu toți.
Avem o fată excepțională, Sabrina Iașchevici. Pe Sabrina i-am văzut-o la o gală Hop, la Mangalia. Care este gala tânărului actor. Da, pentru cine gala tânărului actor, da. Și acolo juca Ole Bojur. Excepțională era. Și am spus, te plac, vreau să te iau, nu avem posturi. Du-te unde vrei tu, dar să știi că eu sunt cu gândul la tine. Și au trecut 3 ani de zile până când am izbutit să fac rost de post ca să o iau. Și am luat-o și acum. E vedetă la noi. Ce înseamnă vedetă de teatru acum? Păi, vedetă de teatru acum este să vinzi biletele, cel care... Să faci sold out din spectacol? Nu neapărat sold out, dar să trezești interesul spectatorului. Ce să joacă la Odeon? Jveic, cu cine? Păi, Pavel Bartoș, Papadopol, Marius Damian, și mai e și Dorina Lazăr acolo. Era la Teatru Notara un director, domnul Maxim, care era nevăzător, dar care știa tot ce se întâmplă în teatru și tot ce se întâmplă în lume. Avea o rețea de informații extraordinară. Ce poveste, n-am știut-o. Director plin, director teatru. Era domnul Lovinescu, da. Și era el. Deci în acea epocă. Da. Și se cunoștea cu mama. Și când a fost să dau examen pentru director adjunct, m-am dus la el și l-am întrebat, domnul Crișan, ce să fac? Mă bag în chestia asta? Sau nu mă bag? Și a zis, măi Dorina, știi ce faci? Te duci, dai concurs. Dacă îl iei, te faci directoare, îți alegi 4 piese și 4 ani la rând pui cu tine rolul principal. Așa v-a învățat? Da. Dumnezeu să-l odihnească, n-am făcut nimic din ce... Adică m-am făcut, că m-am înscris, am luat concursul. Și apoi v-ați luat numai rolurile de... Da, de după aia eu am fost de serviciu ca să țiu liniște. Știi, doamna dirigintă, că mi-a și zis asta, m-a botezat Adriana Trandafir, diriga. Și puteam să joc, mi s-a propus, au venit regizor, mi-a propus să joc Vizita bătrânei doamne, a venit nu știu cine, uite, am o piesă pentru dumneavoastră. Cu mine, dacă a venit și mi-a zis că am o piesă pentru dumneavoastră, ai pierdut partida. Dar au fost roluri unde chiar a fost nevoie de mine, cum a fost la Gaițele, cum a fost la Titanic Vals, că știu că Dabija m-a întrebat, măi, vrei să joci chiar Chiriachița? Pentru că dacă nu joci și vine altcineva, eu trebuie să-mi fac altfel distribuția în funcție de acest personaj. Da, e un rol pe care nu pot să-l refuz, că e minunat. Ați ieșit la luptă pe povestea asta cu directoratul de teatru. Puteți foarte ușor să spuneți, rămân cu rolurile, da, faceți voi ce vreți. Știi, e extraordinar să știi că ești liber. Eu mă simt o persoană liberă din punctul ăsta de vedere. Adică, eu nu mai am ce să câștig ca roluri, că nici nu vreau să mai încurc regizorii. Eu am 82 de ani. Și, mulțumesc! Mulțumesc! Și nu pot să fac planuri pe termen lung. Deci, să mai am ambiții că să-mi vai că eu sunt directoare. Cea mai mare ambiția mea este să fie bine teatrului. Am luată după vremea lui Emil Constantinescu steaua României în grad de cavaler, am de la statul francez steaua franceză în Cum grad... ați primit asta? Nu știu, am primit într-o zi, acum 10 ani în urmă, am primit o scrisoare că vi s-a acordat această chestie și am crezut că e o greșeală. Mai ales că au trecut vreo 2 luni, n-a mai dat nimeni niciun telefon, nimic. Zic, cine știe ce-o fi fost. Și până când m-am primit de la ambasadă, că să mă duc la ambasadă, că să-mi pună steaua pe... M-am simțit onorată. Să nu joci, Dragomire. Tu n-ai văzut ce ai făcut adineori? Când adineori? Adineori, când era Gheorghe. Vorbești niște vorbe. Ce vorbe? Ce-am zis? Mi-ai zis să spui ce crezi eu de tine. Că tu ai omorât pe Dumitru. Și Gheorghe era de față. Ce să fie cu tine, Dragomire? Destăinuiește-te mie și te ușurează.
Aș spune că măcar steluțele astea arată că undeva... Da, hai să spun una și mai... ultima mea steluță. Cea mai strălucitoare, s-o auzim. Cea mai strălucitoare steluță este așa. Cineva mi-a trimis într-o zi o poză pe telefon cu o stea dintre aia care se pune pe caldarâm și pe care scrie Teodora Lazar. Ce dracu' fi asta, mi-am zis eu. Și am lăsat-o acolo. Nu știu ce. Acum o săptămână vorbesc, eu încă mai am colege la Hunedoara cu care vorbesc, colega mea de bancă, de la Hunedoara, două babe rătutite. Și vorbim și zice, tu, Dorina, stai să-ți spun, zice, că ți-or pus o stea. Unde? În fața hotelului Rusca, pe Caldarâm, au pus stele, dar eu, zice, nu înțeleg nimic. Că spuse și de la oameni care nu-s din Hunedoara. Are Florin Piersic, are Mircea Lucescu, ai tu, dar tu scrie Teodora Lazar, nu scrie Dorina Lazar. Pe mine Teodora mă cheamă, de fapt, la școală, în catalog, așa eram, numai că eu când am terminat institutul, era o actriță la Constanța pe care o chema Teodora Lazar. Și meșterul a zis, gata, tu zici Dorina Lazar. Așa că, nu știu, a apărut o stea la Hunedoara. Am și stea la Hunedoara. Am bifat-o și pe asta. M-ați luat un bărbat pe care îl chema tot Lazar. Mă, asta nu-i nimic, dar tata pe care îl chema Lazar e născut în comuna Gheorghe Lazar, de aici din Ialomița. Soacra, eu, deci mă cheamă Lazar, m-am măritat cu un Lazar, pe soacra mea de fapt o chema Lazar, s-a măritat cu un Lazar, fata mea a învățat la liceul Lazar și nepoată mai tot la liceul Lazar. Școală bună, ce să zic. Am putea atât de multe să povestim și noi, cred noi că... Noi facem serial dacă nu, mai... Nu, și cred că n-am vorbit mai nimic, așa că vă întreb dacă tot vă place atât de mult să gătiți, dacă tot stăm cu toate prăjiturile astea și aud cum foșnește sacoșa când mai pleacă cineva încărcat acasă, dacă vă place să gătiți și dulciuri. Mi se pare că la dulciuri trebuie o răbdare și o meticulozitate. Nu prea mai fac dulciuri pentru nepoată mea, așa, când și când. Pentru că sunt pofticioasă și, vedeți, noastră... Am promis că nu stăm mult în cofetăria asta. Da. Dar ce gătiți? Canardeal sau calabrești? Canardeal. Ba nu, că am învățat și de la soacră mea, care era regățeancă. Ce... Gătesc de toate. Gătesc ciorbe, gătesc sosuri, gătesc... Sosuri? Nu chestii sofisticate. Dar marele meu defect este că nu știu să gătesc puțin. Gătesc mult, adică în cantitate mare. Și atunci începe împărțeala pe la vecini, pe la colegi. Am un coleg tehnician care stă vis-a-vis peste bulevard și din când în când mai zic, ia vină o coace, vină la vorbitor. Și mă duc și dau. Mă relaxează grozav. Și am un frigider acolo pe care am hârtii și creioane și fac și îmi vin idei și le scriu acolo. Și după un fel de... Și, în general, ideile au treabă cu teatru, nu? Da. Da. Cât mai aveți din mandatul ăsta atât de... Până anul viitor, câștigat, la sfârșitul lui august, începutul lui septembrie. Aș vrea să spun celor care poate nu știu povestea că ați fost director o perioadă la Teatrul Odeon. Am fost 20 de ani director la Teatrul... O perioadă, cum ar fi... Adjunct, da? Până când Abijah s-a plictisit. Și a zis, ca la Duma. Și după 20 de ani? După 20 de ani am primit o hârtie prin care mi se desfăcea contractul. Adică îmi înceta. Asta după ce cu două săptămâni înainte fusesem catalogată ca fiind foarte capabilă și semnată de primarul de atunci. Și în loc să vă bucurați de libertatea de a nu mai avea nicio obligație, de a porni, nu știu, într-o călătorie în jurul țării... Da. Da. Ați intrat în tribunale și ați luptat pentru locul ăsta, care nu cred că vine cu mari privilegii. Scumpa mea, bunicul meu a fost un om foarte sărac, zidar de meserie. Foarte sărac și el și bunica mea. Și-a ridicat un rând de case în care a locuit el singur și le-a ridicat. A ridicat un rând de case pentru mama și pentru tata, a cumpărat pământ, a lucrat
zidar șamotor la coxerie, la uzinele de la Hunedoara, la Siemens Martin, în cuptoare. Și a venit vremea când s-au luat pământurile oamenilor. Și pe pământul lui s-a construit orașul nou la Hunedoara. Orașul muncitoresc, Ome. Anii au trecut, bunicul meu a murit și a venit vremea când au început să se dea banii, da? Da. Asta cu fondul proprietate. Da. Și am primit un telefon de la primăria din Hunedoara. Doamna Dorina, uitați, am găsit aici, de la Țârlea Bacii, că nu au vrut să semneze. Măi, bunicul meu n-a semnat până a murit că cedează pământul ăla de sub blocuri. Ca să-și ia bruma de recompensă pe care merită. De al dracu. El a murit înainte de a apărea figura cu fondul proprietatea. N-a vrut să semneze ca să nu rămână pământul dat de el către stat. Și a venit chestia cu fondul proprietate, a venit telefonul de la Hunedoara, băiatul lui, unchiul meu, s-a apucat și a făcut toate actele, a murit unchiul meu. Și până la urmă s-au dat niște dintre astea, verișoarele mele, mătușa mea, eu, nu știu au ce. Au primit niște ei, recompense. Dacă bătrânul ăla n-a vrut să renunțe la agoniseala lui, la ce a construit el, păi eu, după 40 de ani, atât de nemernică să fiu încât să nu fiu în stare să mă lupt pentru dreptatea mea. Vă mai amintiți ziua când ați câștigat procesul cu primăria? Nu înțelegeam ce scrie în hotărâre. Citeam, am citit vreo 3 ori, n-am înțeles ce scrie și am telefonat avocate și am întrebat-o. Spune, noi am câștigat sau am pierdut? Nu, dragă, ai câștigat. Și am cerut daune morale, un leu. Pe care îl aștept și în ziua de azi. Aveați opțiunea să primiți salariu pentru cei 3 ani cât a durat exact procesul? Adică era o grămadă de bani, cred, adunați. Da. Sau să revin. Sau să reveniți pentru un an și ceva, sau 2 ani și ceva, cât mai aveați de mandat. Dar să știi că a fost momentul în care mi s-a luat și am zis, și am vorbit cu Caramitru. Și am zis, Pino, nu mai mă, te omor. Te duci, stai o săptămână și pleci. Măi, da, poate greșesc. Eu am sentimentul că sunt utilă. Poate greșesc. Poate că ar trebui să plec. Dar tot va veni vremea când să plec. Există o listă de idoli? Oameni care v-au marcat, fără de care erați altcineva? Știi, până la urmă, dacă n-ar fi fost mama, nu m-aș fi făcut actriță. Nu mi-a dat prin cap să dau examen la institut. Neam. Deci mama, care a făcut schisma vieții dumneavoastră, da? Care v-a părăsit când aveți 5 ani. Iubita mea, trebuie înțeleasă și ea. Mama mea a fost căsătorită din familie cu un bărbat cu 20 de ani mai mare decât ea. Mama avea 18 ani, tata 38. Care v-a crescut acel bărbat? Da, sigur că da. Și care era un om minunat. Și mama spunea, Lazar e minunat, dar dacă nu l-am iubit. Mi-ați spus de faptul că vă acuzau ai dumneavoastră că ați iubit mereu teatru mai mult decât familia. Ați fi putut vreodată să plecați și să o lăsați pe cea mică doar cu tatăl ei? Nu. Da, dar eu trecusem printre asta și știam ce înseamnă. Ea nu știa. Și avea 18 ani. Eu m-am măritat târziu. Bietul tata spunea, mă, tată, eu m-am măsurat bătrân, dar tu ce faci? M-am măritat când aveam 29 de ani. Am făcut copilul la 35 de ani. Altfel gândești la 35 de ani. Și chiar eu l-am iubit pe Mihai și a fost... Îmi lipsește atât de mult bărbatul meu acum și dacă ai ști de ce... Pentru că sunt atâtea evenimente care să cer a fi discutate și vorbite. El era un foarte fin cunoscător de politica externă și tot ce a făcut acolo la televiziune a făcut foarte bine. Și noi vorbeam mult, mult, mult acasă și n-am acum cu cine comenta.
Dorina Lazar, mulțumesc foarte mult. Spun încă o dată tuturor că interviul ăsta, deși poate că toată lumea se aștepta să se întâmple la 100 de metri mai în spate, adică la Teatrul Odeon, se întâmplă aici, la Capșa. Fapt pentru care vă mulțumesc că m-ați scos la o cafea, dacă nu la o prăjitură. Dar poate și la o prăjitură. Poate și la o prăjitură. Mulțumesc. Eu zic că, stimată doamnă, I'm used to it să coabităm împreună la o sondă de mix and drill. Thank you! Așa. Hai să ne fie de bine. Da, da. Poate cine știe, de seară vă sloboziți la un lunch. Oh, I'm sorry. Am fost invitați la un ranch la Ciorogârla. Să facem party cu un grill de barbecue cu berbece la grătar. Au! Haideți, doamne, haideți, hai! Thank you! Welcome!